Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit analiza lunii aprilie pentru nativii din Zodia Scorpion. Dacă țineți minte de luna trecută, am terminat analiza astrologică cu un eveniment care are loc pe 1 aprilie, la 4 minute după miezul nopții. Este vorba de sextilul dintre Soare și Saturn. Acesta este un aspect astrologic pozitiv, în care cele două planete au o conversație ușoară, pozitivă, de susținere. Va fi un eveniment astrologic pe care o să-l resimțim cu una-două zile înainte de data de 1 aprilie și una-două zile după această dată și ne va ajuta pe toți să fim mai organizați și să avem o relație mai bună cu persoanele de autoritate din viața noastră, fie că acestea sunt părinții noștri, profesorii noștri, superiorii noștri de la locul de muncă. Toate aceste relații între noi și persoanele care au o anumită autoritate asupra noastră vor fi îmbunătățite în această zi. Pe 2 aprilie, la ora 9:03 dimineața, are loc aspectul de sextil între Mercur și Pluto. Și acest eveniment astral o să-l simțiți cu una-două zile înainte de data de 2 aprilie, una-două zile după această dată și ne va ajuta pe toți să avem o mai mare claritate mentală și să descoperim lucruri care ne erau ascunse, să descoperim tot felul de secrete. Perioada dintre 31 martie și 4 aprilie va fi una foarte bună pentru detectivi, pentru cei care lucrează în poliție sau în cercetare, pentru toți cei care vor să descopere lucruri. Iar la nivel personal, pentru majoritatea dintre noi, vor fi niște zile foarte bune pentru a negocia niște termeni contractuali mai favorabili sau pentru a pregăti niște planuri de călătorie. Pe 4 aprilie, la ora 6:42 dimineața, Mercur, planeta comunicării și a călătorilor pe scurtă distanță, intră în zodia Berbec. Și o să simțim cu toții, din prima secundă în care se întâmplă acest eveniment astral, o schimbare a energiilor. O să vedeți în jurul vostru că informația circulă cu mai multă viteză, oamenii vorbesc mai mult, comunică mai mult, circulă mai mult. E posibil ca și voi, în plan personal, să trebuiască să călătoriți mai mult, să comunicați mai mult, să vorbiți mai mult la telefon, să scrieți mai multe e-mail-uri și, în general, să vorbiți mai rapid, să gândiți mai rapid. Toate aceste lucruri o să se desfășoare cu o mai mare rapiditate. Mercur o să se miște foarte rapid în Berbec, pentru că stă aici doar din 4 aprilie până în 19 aprilie. Prin urmare, profitați de această perioadă dacă vreți să dați drumul la niște campanii de marketing, să vă promovați afacerea, să creșteți vânzările sau dacă trebuie să călătoriți pe distanțe scurte, să rezolvați anumite lucruri, pentru că în această perioadă, cât Mercur stă în Berbec, toate topicurile legate de comunicare, de călătorie sunt foarte bine aspectate și se vor rezolva mai rapid. Cel mai puternic vor resimți această influență benefică nativii din zodiile Berbec, Leu și Săgetător, dar cu toții o să observăm în jurul nostru că parcă toată viața noastră începe să prindă viteză. Pe 6 aprilie, la ora 14:17, are loc aspectul de sextil între Venus și Marte. Planeta feminității și planeta masculinității au o conversație plăcută, armonioasă și acest lucru o să se resimtă cu două zile înainte, două zile după. În intervalul dintre 4 și 8 aprilie, toată lumea o să simțim această influență. O să vedeți că relațiile dintre bărbați și femei sunt mai armonioase, mai puține certuri. În general, aceste zile vor fi unele foarte plăcute. Dacă vă gândiți să inițiați o relație romantică, acum este perioada perfectă să începeți să purtați aceste discuții, să invitați persoana de care sunteți interesat sau interesată la o întâlnire, pentru că toată această energie armonioasă între Venus și Marte vă susține în această direcție. De asemenea, va fi o perioadă ideală dacă vreți să vă cumpărați
haine noi, bijuterii noi sau produse cosmetice. O să găsiți exact lucrurile care se potrivesc pentru voi. Pe 9 aprilie, la ora 22:17, o să avem un aspect foarte tensionat. E vorba de cuadratura între Marte și Neptun. Fiți foarte atenți, pentru că acest aspect este unul foarte tensionat, care poate să vă aducă niște trăiri emoționale foarte intense. Aspectul o să se simtă cu 2-3 zile înainte și după data exactă, deci influența acestui aspect o să o resimțim încă din 6 aprilie până pe 12 aprilie, dar va fi cel mai puternic pe data de 9. Partea negativă a acestui aspect este că emoțiile o să fie foarte intense, s-ar putea ca oamenii să înțeleagă greșit anumite acțiuni pe care noi le facem sau noi să înțelegem pe cei din jurul nostru greșit. O să vedeți oameni care nu vor să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. E posibil să vedeți în jurul vostru oameni care intenționat mint sau ascund anumite lucruri, care își ascund motivația faptelor lor. Posibil să observați mai multe lucruri sau oameni imorali, să observați fapte ilegale în jurul vostru și să fiți foarte sensibili la aceste circumstanțe. Partea pozitivă este că atunci când observăm aceste lucruri, deoarece și Marte face parte din acest aspect, putem să luăm decizia conștientă să luptăm împotriva acestor nedreptăți din lumea înconjurătoare. Prin urmare, fiți atenți la acest aspect astral și acționați în funcție de cum vă dictează conștiința. Pe 10 aprilie o să avem două aspecte astrologice. Mai întâi sextilul dintre Mercur și Saturn și pe urmă sextilul dintre Venus și Jupiter. Ambele aspecte sunt pozitive, sunt niște conversații de susținere care o să ne ajute în perioada dintre 8 și 12 aprilie să fim mai disciplinați, mai practici, să avem o gândire mai bine structurată, să fim mai atenți la detalii. E o perioadă foarte bună pentru cei care vor trebui să țină anumite discursuri, prelegeri, prezentări și, în general, va fi o perioadă foarte frumoasă în relațiile noastre interpersonale. Două zile mai târziu, pe 12 aprilie, o să avem iarăși două evenimente astrale importante. Mai întâi e vorba de luna nouă în Berbec, la ora 5:30 dimineața, urmată îndeaproape de cuadratura dintre Venus și Pluton, la ora 6:20 dimineața. Despre luna nouă în Berbec și cum vă afectează acest lucru o să vorbim mai în detaliu în partea a doua acestui video. Cât despre cuadratura dintre Venus și Pluto, acest aspect astrologic o să aducă niște influențe foarte interesante în viețile noastre și o să-l resimțim în perioada 10-14 aprilie cu intensitatea maximă, bineînțeles, în 12 aprilie. Părțile pozitive ale acestui tranzit sunt că o să ne simțim foarte pasionați, o să avem o dorință foarte mare de a face anumite lucruri, de a schimba anumite lucruri în viața noastră și aceste schimbări pe care vrem să le inițiem în jurul acestei date de 12 aprilie poate să fie foarte pozitive pentru noi. Pentru că aici Pluto este planeta transformărilor, dar Venus este micul benefic. Prin urmare, orice doriți aici să influențați, să schimbați, să modificați în viața voastră, dacă simțiți foarte puternic că trebuie să faceți acest lucru, faceți-l pentru că va fi benefic pentru voi. Aspectele negative ale acestui tranzit este că e posibil pentru parte dintre noi să avem niște emoții, niște trăiri emoționale atât de intense încât să simțim că nu le putem controla. De asemenea, e posibil pentru o parte dintre noi să ne dăm seama că cineva vrea să ne manipuleze, să ne controleze sau că partenerul sau partenera noastră ne ascunde anumite lucruri, are niște secrete pe care nu vrea să ni le dezvăluie. Aveți grijă pentru că aici, dacă mergeți prea adânc în influența lui Pluto, riscați să deveniți obsesivi și să vă lăsați consumați de aceste emoții negative. Folosiți tranzitul în favoarea voastră. Eu vă spun și care sunt riscurile și care sunt oportunitățile, dar voi va trebui să fiți atenți în această perioadă și să vedeți cum vă folosiți de aceste energii.
Pe 14 aprilie avem încă două evenimente astrale importante. Mai întâi, sextilul dintre Soare și Marte, care are loc la ora 29 minute dimineața, și pe urmă, intrarea lui Venus în Taur, în domiciliul său, care are loc la finalul zilei, la ora 21 și 22 de minute. Hai să vedem mai întâi sextilul dintre Soare și Marte. O să ne dea tuturor mai multă energie, poftă de viață, încredere în forțele proprii și o să ne facă pe toți mai curajoși. Perioada dintre 11 și 15 martie, da, două zile înainte și după acest tranzit, vor fi momentul ideal pentru toți cei care au poziții de leadership, poziții de conducere. Aceștia vor fi foarte bine aspectați și toată lumea va avea mai multă energie. E o perioadă foarte bună ca să facem mai mult sport, să consumăm toată această energie pe care ne dă atât Soarele cât și planeta Marte. Intrarea lui Venus în Taur pe 14 aprilie marchează începutul unei perioade când vor fi foarte bine aspectate toate tranzacțiile comerciale, mai ales dacă vreți să cumpărați ceva de valoare, fie că e o operă de artă, o casă, o mașină, o bijuterie, da, ceva destul de scump. Puteți să faceți acest lucru în perioada aceasta dintre 14 aprilie și 8 mai, cât Venus o să tranziteze zodia Taurului, domiciliul său, locul în care se simte bine, este exaltată, fericită și vă ajută să faceți deciziile cele mai bune pentru voi. În relații o să vedeți că lucrurile se mai stabilizează, o să fie o perioadă foarte frumoasă pentru cei care sunt deja în cuplu, dar și pentru cei care vor să inițieze acum o relație, și va fi o perioadă ideală pentru căsătorii, logodne, pentru a trece cu relația la nivelul următor. Pe 15 aprilie, la ora 19:58 de minute, avem aspectul de sextil între Soare și Jupiter, între planeta care ne dă viață și Marele Benefic. Acest tranzit va fi resimțit una, două zile înainte și după data de 15 aprilie, și o să ne facă pe toți mai optimiști, mai fericiți, cu o perspectivă mai bună și mai frumoasă, mai optimistă asupra vieții. Va fi o perioadă foarte bună pentru cei care au anumite afaceri cu străinătatea, fie cu companii multinaționale sau cu oameni din străinătate, o perioadă foarte bună pentru a finaliza niște acte notariale, legale, dar și pentru cei care lucrează în domeniul învățământului, fie că e primar sau universitar, sau pentru toți cei care vor să publice anumite articole, materiale, cărți, filme, videouri, orice vreți să publicați. Pentru toată lumea, aceste zile vor fi unele mai norocoase, fiindcă aspectul de sextil este unul favorabil, frumos, o conversație de susținere între două planete care de asemenea sunt foarte pozitive pentru noi. Pe 16 aprilie, la ora 16:26 de minute, are loc aspectul de cuadratură între Soare și Pluto. Un aspect tensionat, o conversație tensionată între aceste două planete, care va fi resimțită una-două zile înainte și după data de 16 aprilie. Partea pozitivă este că în această perioadă puteți să accesați acea parte a ființei voastre care vă face să fiți mai magnetici, mai puternici, mai impunători, să aveți mai multă energie ca să faceți anumite schimbări care sunt grele, să faceți niște schimbări radicale, fie în viața voastră, fie în gândirea voastră, în percepția voastră asupra anumitor lucruri. O parte dintre voi s-ar putea să puteți beneficia de ajutor de la o persoană influentă și toată lumea va avea în această perioadă o oportunitate de a se elibera de anumite bagaje karmice, de a se elibera de anumite lucruri care vă blocau în situația în care sunteți și nu vă permiteau să mai creșteți. Partea negativă a acestui tranzit este că apare aici un risc foarte mare de manipulare, de control, de lupte de putere, cine e mai puternic, cine se poate impune mai mult. Și pentru că acest tranzit ne afectează pe toți, e posibil aici să întâlniți anumite persoane care sunt mai determinate decât voi, mai încăpățânate decât voi, să iasă lucrurile cum își doresc ei și să vă simțiți așa manipulați, să simțiți anumită rezistență din partea acestor persoane. Pe 17 aprilie o să avem trei evenimente foarte interesante.
în care sunt implicate planetele Marte, Jupiter și Mercur. Mai întâi este vorba despre trigonul dintre Marte și Jupiter, urmat la câteva ore distanță de sextilul dintre Mercur și Jupiter și mai apoi sextilul dintre Mercur și Marte. Aceste trei planete se află toate într-o conversație pozitivă, niște aspecte de susținere între Marte, planeta care ne dă energie și curaj, Jupiter, marele benefic, și Mercur, planeta care ne guvernează mentalul, intelectul, dar și călătoriile noastre pe scurtă distanță. Aceste influențe o să le resimțim 2-3 zile înainte și după data de 17 aprilie, cu punctul energetic maxim în această zi. Prin implicarea lui Marte o să avem mai multă energie, mai multă voință, o să vrem să ducem lucrurile la bun sfârșit. Cu implicarea lui Jupiter o să fim mai optimiști, mai expansivi, putem să obținem mai mult decât ne-am imaginat. Și cu implicarea lui Mercur putem să fim siguri că o să luăm deciziile corecte, pentru că o să analizăm lucrurile foarte atent și o să fim mai obiectivi, mai analitici. Această perioadă va fi una foarte bună pentru călătorii, pentru a începe noi proiecte, pentru a obține susținere de la persoane aflate în poziții de conducere. Ar fi bine în această perioadă să vă canalizați atenția asupra țelurilor voastre pe termen lung, asupra proiectelor pe termen lung, pentru că o să fiți capabili să vedeți mai multe oportunități decât în mod normal. O perioadă foarte bună pentru cei care sunt elevi, studenți sau care lucrează în educație, în domeniul legal sau în afaceri cu companii multinaționale sau cu oameni aflați în străinătate. Cu toții o să avem skill-uri de comunicare mai bune decât de obicei, o să putem să negociem niște termeni contractuali mai buni pentru noi, dacă trebuie să faceți anumite prezentări, să vorbiți în public, să țineți o prelegere, un discurs, să moderați o ședință, o să vă descurcați mai bine decât vă așteptați. Ascultați-vă instinctele, pentru că acestea o să vă ghideze în direcția corectă. Pe 18 aprilie, la 49 de minute după miezul nopții, are loc aspectul de cuadratură între Mercur și Pluto. Un aspect tensionat pe care o să-l simțim una-două zile înainte și după această dată. Și e posibil să observați că voi sau oamenii din jurul vostru devin mai suspicioși, mai negativiști, e posibil să iasă la iveală anumite secrete, va fi o perioadă foarte bună pentru detectivi, polițiști, psihologi, pentru oamenii care lucrează în cercetare și vor să descopere anumite lucruri. E posibil la nivel individual să vedeți că sunteți mai interesați de tot felul de teorii ale conspirațiilor, tot felul de mistere, secrete, lucruri pe care în mod normal nu le-ați urmări nici la televizor, nici pe YouTube, nici pe rețelele de socializare. Acum, dintr-o dată, parcă apar mai multe articole sau vin către voi mai multe informații pe aceste topicuri. De asemenea, aveți grijă în această perioadă la oameni care vor să vă manipuleze. Pe 19 aprilie avem iarăși o zi cu trei evenimente astrale importante. De data aceasta, planetele implicate sunt Soarele și Mercur. Mai întâi, în cursul dimineții, la ora 4:49 de minute, are loc conjuncția dintre Mercur și Soare, pe ultimul grad din Zodia Berbec, un grad anaretic, un grad foarte important, care adună în el toată energia acestei zodii, toate lucrurile care nu au fost rezolvate în Berbec. La doar câteva ore mai târziu, la ora 13:30 de minute, Mercur intră în Taur și pe urmă, în cursul serii, la ora 23:34 de minute, Soarele intră și el în Taur. Vedem că această zi de 19 aprilie va fi o zi foarte importantă. O să intrăm în detalii amănunțite în partea a doua a acestui video. Deocamdată vreau doar să rețineți că în jurul acestei date, o zi două înainte după data de 19 aprilie, o să aveți câteva zile în care o să fiți mai ageri, mai inteligenți decât de obicei și dacă aveți de planificat anumite întâlniri de afaceri, anumite prelegeri, discursuri publice, anumite conversații în care vreți să convingeți interlocutorul de anumite lucruri, încercați să faceți acest lucru în jurul datei de 19 aprilie, pentru că această conjuncție dintre Soare și Mercur o să vă ajute foarte mult în această direcție.
Mai ales dacă reușiți să faceți acest lucru până în 19 aprilie înainte de prânz, ar fi ideal, pentru că după prânz și în cursul serii atât Mercur cât și Soarele se mută în Taur și energia lor se schimbă, se schimbă de la zodia berbecului, care este o zodie de foc, foarte determinată, cu foarte multă energie, la energia de Taur, care este o zodie de pământ, foarte ancorată în realitate, care ia lucrurile mai încet, mai cu calm, mai calculat. Prin urmare, dacă vreți ca afacerile voastre sau discuțiile voastre, negocierile să se desfășoare mai rapid, faceți acest lucru înainte de 19 aprilie la prânz, dacă vreți ca lucrurile să se facă mai calculat, mai împământenit, mai cu timp și cu măsură, faceți aceste lucruri după 19 aprilie la prânz. Pe 21 aprilie, Venus, planeta frumosului, micul benefic, va deveni vizibil pentru tot restul anului și cu această schimbare de vizibilitate a planetei ne va aduce mai ușor promisiunea acestui mic benefic în viața noastră. Pe 23 aprilie, la ora 4 dimineața, avem conjuncția între Venus și Uranus, micul benefic și octava superioară a lui Mercur. Acest eveniment o să-l resimțim o zi, două înainte și după data de 23 aprilie și vine cu surprize foarte plăcute, pentru că Venus este micul benefic, este o planetă feminină care vrea să ne aducă doar lucruri frumoase în viața noastră, iar Uranus este planeta neprevăzutului, a lucrurilor pe care nici măcar nu ni le putem imagina acum. Așa că așteptați-vă în jurul datei de 25 aprilie la niște surprize plăcute. Fie că sunt niște oameni excentrici care apar în viața voastră și vă dau așa peste cap, dar într-un mod plăcut, favorabil, fie că e o surpriză pe care o face partenerul sau partenera de viață, fie că aveți voi o idee originală foarte năstrușnică de a face bani, sau că vreți să vă schimbați look-ul, vă schimbați freza, vă schimbați înfățișarea, modul de a vă îmbrăca, orice ar fi, indiferent cum se va manifesta acest aspect astrologic în viața voastră, va fi neobișnuit, neașteptat, excentric, ieșit din comun și în același timp foarte frumos, foarte benefic. Pentru bărbați, aveți grijă în jurul datei de 23 aprilie la felul în care comunicați cu femeile din viața voastră, pentru că o să vă dea niște răspunsuri care efectiv o să vă dea pe spate. Nu o să vă așteptați la reacțiile pe care femeile din viața voastră o să le aibă în jurul acestei date. În aceeași zi, la ora 14:49, Marte intră în Rac. Și cu această schimbare de energie în semnul zodiacal pe care Marte o să îl tranziteze din 23 aprilie până pe 11 iunie, toată lumea o să aibă o perioadă în care o să reacționăm mult mai impulsiv, mult mai emoțional. Prin urmare, aveți grijă la această tendință generală de a fi mai puternic influențați de emoțiile și sentimentele noastre, pentru că Marte în Gemeni era într-un semn foarte rațional. Prin urmare, toate acțiunile pe care le făceam erau conduse de mintea noastră, de raționalul nostru. Ei, acum în Rac este într-un semn mult mai intuitiv, mult mai emoțional și o să fim mult mai mânați de partea aceasta internă, sentimentală, emoțională. Partea pozitivă este că Racul, fiind guvernatorul natural al celei de-a patra case astrologice, a căminului nostru, a locuinței noastre, poate să aducă cu intrarea lui Marte pe acest sector de viață o perioadă foarte bună pentru a face curățenie în casă, curățenia de primăvară, pentru a renova ceva, pentru a modifica ceva în locuință. Deci puteți să vă folosiți într-un mod pozitiv de această energie. Pe 24 aprilie, la ora 9:41 dimineața, are loc conjuncția dintre Mercur și Uranus. O să vorbim mai detaliat despre cum se aplică acest eveniment astral în partea a doua a acestui video. Deocamdată vreau doar să țineți minte că această întâlnire dintre Mercur și octava sa superioară, dintre planeta comunicării și planeta neașteptatului, poate să vă aducă niște idei ieșite din comun,
lucruri surprinzătoare, lucruri noi, puteți să găsiți piesa lipsă dintr-un puzzle, fie că e un puzzle metaforic sau unul real, și va fi o perioadă foarte bună pentru toți cei care activați pe social media, fie că aveți conturi de Instagram, Facebook, YouTube, pentru toți cei care sunteți creatori de conținut, o perioadă foarte bună în care o să aveți idei originale, o să comunicați într-un mod original și puteți să adunați mai mulți followeri, mai, o audiență mai largă. Partea negativă este că acest tranzit va veni și cu lucruri care o să vă schimbe rutina voastră zilnică. Și la nivel tehnologic e posibil să avem parte de probleme cu device-urile, cu telefoanele, laptopurile, calculatoarele, probleme cu electricitatea, cu internetul, posibile aici mici probleme de comunicare. Pe 25 aprilie, la ora 7:21 dimineața, are loc aspectul de cuadratură între Venus și Saturn, o conversație tensionată între micul benefic și marele malefic. Partea pozitivă este că o să ne facă pe toți mai realiști, mai disciplinați și mai organizați. Mai ales pentru cei care operează în domenii creative, acum va fi momentul în care, sub această influență tensionată, veți putea să vă finalizați proiectele pentru că o să fiți mai organizați, mai ordonați. Pentru femei va fi o perioadă în care puteți să deveniți mai disciplinate cu privire la rutina voastră de frumusețe. Dacă vreți să implementați anumite lucruri noi în rutina voastră de zi cu zi, în rutina voastră de îngrijire a tenului, a pielii, a părului, a unghiilor, acum este momentul ideal pentru că acest aspect tensionat vă va ajuta să implementați aceste lucruri mai ușor în viața voastră. Și pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, aveți grijă în jurul zilei de 25 aprilie pentru că s-ar putea să trebuiască să vă ajutați partenerul sau partenera pentru a finaliza anumite lucruri de care ei sunt responsabili. Partea negativă este că acest discurs tensionat între Venus și Saturn poate să se manifeste fizic și în viața noastră de zi cu zi prin relații mai tensionate cu partenerii din viața noastră. O să ne simțim mai inconfortabili. O parte dintre noi s-ar putea să aibă parte de mici pierderi financiare sau mici probleme la locul de muncă. Tot în aceeași zi, tot pe 25 aprilie, la ora 14:57, are loc o altă cuadratură, de data aceasta între Mercur și Saturn, între planeta comunicării și a mentalului și Marele Malefic. Aceasta va fi o perioadă foarte bună pentru cei care lucrează în editare, fie că editați materiale video, muzică, filme sau cărți, pentru că o să fiți mai critici și o să judecați mai rece și mai obiectiv materialele pe care le editați. Pentru noi ceilalți, pentru cei care suntem editați, o să fie o perioadă mai nasoală, pentru că nimănui nu-i place să accepte critica, chiar dacă aceasta este constructivă. Pe 26 aprilie, la ora 1:19 dimineața, Venus și Mercur încep să se îndepărteze de aspectul de cuadratură cu Saturn și se întâlnesc făcând aspectul de conjuncție. Și odată cu această conjuncție putem să primim niște vești bune, să avem niște idei noi despre cum am putea să facem mai mulți bani, comunicarea între partenerii din relație va fi mai frumoasă, mai plăcută, oarecum tensiunea din ziua anterioară începe să se disipe. Pe 27 aprilie avem câteva evenimente astrale importante aici. Mai întâi e vorba de faza de lună plină în Scorpion, la ora 6:31, despre care o să vorbim mai detaliat în a doua parte a acestui video. Pe urmă, la ora 23:01, Pluto, guvernatorul modern al Scorpionului, își începe mișcarea retrogradă și va fi în retrogradare până pe 6 octombrie. În aceeași zi, Mercur va deveni vizibil și va rămâne vizibil până pe 26 mai. Pe 30 aprilie, la ora 5:26 dimineața, are loc aspectul de sextil între Mercur și Neptun. O zi foarte bună pentru a citi, pentru a vă relaxa, pentru a
petrece timp în solitudine, în rugăciune, în creșterea voastră spirituală. În aceeași zi, la ora 22 și 53 de minute, are loc conjuncția între Soare și Uranus. O să intrăm în detalii referitoare la această conjuncție în a doua parte a acestui video. Deocamdată vreau să rețineți că atunci când aceste două planete se întâlnesc, ne aduc o schimbare a rutinei noastre zilnice, ne aduc idei creative, inovative, mai ales pentru cei care lucrează în media, mass media sau pe internet. E o perioadă foarte bună să încercați ceva ieșit din comun, ceva inovativ și să vă exprimați adevăratul vostru sine unic. Partea negativă este că o să ne facă pe toți un pic mai agitați. Anumite planuri pe care le aveam stabilite s-ar putea să cadă în ultimul moment. E posibil să fim mai impulsivi și mai ales pentru adolescenți să fie mai rebeli. Pentru toată lumea e posibil să avem mici probleme cu aparatura electrică electronică și crește semnificativ șansa de accidente. Prin urmare, aveți grijă. Și acum hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal în luna aprilie pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în Scorpion. Pentru voi, în primele 19 zile din luna aprilie, toată energia este canalizată pe casa a 6-a astrologică. Și aici o să puteți să faceți niște schimbări în privința serviciului vostru sau a stării voastre de sănătate. Pentru că aici, pe casa a 6-a astrologică, o să avem niște planete foarte benefice pentru voi. Aici o să fie Soarele, Mercur, Venus până la mijlocul lunii și toată energia culminează cu faza de lună nouă din 12 aprilie. Și aici scorpionii pot să inițieze noi lucruri în privința rutinii voastre de la job. Poate vă schimbați programul de muncă sau felul în care faceți anumite activități. Poate reușiți să optimizați niște activități, astfel încât să nu mai pierdeți timpul cu niște task-uri de rutină. Puteți să inițiați lucruri noi în privința stării voastre de sănătate. Poate că începeți o dietă, poate că începeți să faceți sport, poate că vă treziți mai devreme și profitați de orele libere ale dimineții ca să vă gătiți tot meniul pe ziua respectivă sau ca să faceți mai multă mișcare. Aici se întâmplă niște lucruri foarte pozitive pe această zonă de viață și scorpionii au ocazia să fie ei cei care inițiază schimbările în această direcție. În ultimele 10 zile din luna aprilie, după 20 aprilie, toată energia se mută pentru voi pe axa caselor 7 și 1. Se mută pe zona de parteneriate versus voi, sinele vostru și ego-ul vostru. Și aici o să avem niște conjuncții foarte interesante. Pe casa a 7-a, pe casa parteneriatelor, o să se întâlnească mai întâi pe 24 aprilie Mercur cu Uranus și pe urmă pe 30 aprilie Soarele cu Uranus. Acum, Uranus este planeta neașteptatului, a lucrurilor excentrice, ieșite din comun și deja vă tranzitează de câțiva ani această zonă a existenței voastre. Dar acum, pentru că se întâlnește mai întâi cu Mercur, cu planeta comunicării, poate să vă aducă niște vești neașteptate, excentrice, ieșite din comun. Poate auziți niște bârfe, niște zvonuri despre partenerii voștri, fie că e vorba de partenerii din viața privată sau partenerii de afaceri. O să vi se pară atât de incredibile încât o să ziceți că n-are cum să fie adevărat. Ei, aici eu v-aș recomanda să fiți mai atenți la aceste zvonuri care le auziți în jurul zilei de 24 aprilie pentru că o să vă dați seama pe finalul lunii că erau mai adevărate decât v-ați dori voi să credeți. La mijloc, între aceste două conjuncții uraniene, are loc faza de lună plină în Scorpion, pe semnul vostru zodiacal. Și această lună plină va duce împlinire și rezultate foarte pozitive pe prima casă astrologică. Și aici o să se vadă rezultatele unor lucruri pe care voi le-ați inițiat în jurul fazei de lună nouă din Scorpion. Cândva prin octombrie-noiembrie anul trecut sau poate chiar câțiva ani mai mult în trecut. Și aici o să se vadă aceste rezultate benefice pe corpul vostru fizic, pe identitatea voastră. O să se schimbe radical prima impresie pe care o dați atunci când oamenii vă cunosc, felul în care înfruntați viața. Aici scorpionii au parte de un ciclu de maturizare, de un moment în care evoluați în toate planurile existenței voastre.
Lăsați-mi în comentarii cum se va aplica pentru voi conjuncția lui Mercur cu Uranus și conjuncția dintre Soare și Uranus, care au loc pe finalul lunii aprilie, pentru că sunt foarte curioasă cum se manifestă fizic influența acestei planete în viața voastră. Uranus fiind o planetă atât de ciudată și de excentrică, este foarte greu să faci predicții pe baza ei și de aceea sunt foarte curioasă care este experiența voastră personală cu această planetă. Hai să mergem mai departe! Pentru a finaliza analiza lunii aprilie, am hotărât să schimb puțin formatul etalării de tarot și cu cărțile oracol, care v-am obișnuit de la finalul acestei prezentări, de la acest set de cărți, de la tarotul elementelor. O să scoatem o carte pentru riscurile lunii aprilie, de la tarotul cristalelor. O să scoatem o carte ca să aflăm care sunt oportunitățile lunii aprilie pentru voi și de la acest set de cărți oracol, oracolul angelic, o să scoatem o carte ca să vedem ce mesaje suplimentare are pentru voi îngerul vostru păzitor. Bineînțeles, o să clarificăm mesajele de la cărțile tarot cu acest set de tarot al vrăjitoarelor și la final o să scoatem și niște mesaje suplimentare de la astrozaruri. Hai să vedem acum care sunt riscurile, oportunitățile și mesajul de la îngerul vostru păzitor pentru nativii din Scorpion. Pentru voi riscul lunii aprilie vine de la 8-ul de cupe, refuzați să renunțați la ceva, refuzați să mergeți mai departe, chiar dacă vedeți că în situația curentă nu mai aveți nicio șansă de evoluție. Oportunitatea lunii aprilie vine de la cavalerul de săbi, oportunitatea vine din comunicare foarte intensă, de la niște oameni care apar acum furtunos în viața voastră sau poate chiar de la voi înșivă, pentru că o să reușiți să fiți mai maturi, mai echilibrați și să vă alegeți foarte atent bătăliile în care chiar vreți să vă implicați. Nu o să mai simțiți această nevoie acută de a avea dreptate mereu și de a avea ultimul cuvânt. Aici o să vă maturizați foarte mult în luna aprilie. Și mesajul de la îngerul vostru păzitor este să vă ascultați vocea interioară, pentru că prin intuiția voastră, îngerii voștri, divinitatea comunică cu voi și vă transmit mesajele pe care trebuie să le auziți la acest moment. Și acum hai să scoatem niște clarificări suplimentare aici pentru riscurile lunii aprilie, pentru acest 8 de cupe. De ce nu vreți să renunțați la anumite gânduri, la anumite idei, la anumite persoane din viața voastră, chiar dacă vedeți că din aceste situații, din aceste relații nu mai aveți cum să obțineți beneficii suplimentare, nu mai aveți cum să evoluați, ați atins nivelul maxim în această relație. Aici avem o carte care a vrut să sară, este vorba de 8-ul de săbi. Vă amăgiți singuri, refuzați să recunoașteți că această relație sau că această situație a ajuns la capăt de drum, pentru că aici aveți o conexiune foarte puternică, atât mentală cât și emoțională. Și este dureros pentru voi să vedeți că, într-adevăr, lucrurile au ajuns la final de drum. Pajul de bâte, această relație sau această legătură pe care aveți cu această persoană, cu acest loc, cu acest job, a pornit cu foarte mult entuziasm și oarecum nu vreți să renunțați la această situație pentru că sunteți nostalgici aici. Vă gândiți la cât de frumos a fost în trecut când a început toată treaba și cumva vă doare sufletul să renunțați, chiar dacă oarecum sunteți conștienți, voi sunteți conștienți că nu mai e ce trebuie, că nu mai e cum a fost și că trebuie să mergeți mai departe, doar că aici nu vreți să recunoașteți acest lucru. E foarte interesant pentru că și pe etalarea celor din Zodia Balanță au ieșit această combinație de cărți, prin urmare aici s-ar putea să aveți ceva de împărțit cu o balanță sau să aveți ceva în comun cu o balanță, poate că și o balanță din viața voastră simte exact la fel cum simțiți și voi și aici, dacă comunicați cu balanțele din viața voastră, s-ar putea să vă puteți ajuta unii pe ceilalți. Hai să mai scoatem încă o carte de clarificare aici pentru riscurile lunii aprilie. Da, prin faptul că refuzați să acceptați că e momentul să treceți mai departe, riscați aici să ratați o foarte mare oportunitate.
Dacă rămâneți blocați în această energie, riscați aici să ratați ceva foarte frumos, o evoluție foarte rapidă într-o direcție mult mai pozitivă. Aici lucrurile o să se miște cu viteză și fie că voi vreți sau nu să recunoașteți acest lucru, viața merge mai departe, iar dacă refuzați să vă urcați acum în acest tren, trenul o să pornească din gară fără voi și o să ratați aici o ocazie foarte frumoasă pentru evoluția voastră, emoțională, spirituală, materială, în toate domeniile. Hai să vedem oportunitățile lunii aprilie, care vin de la acest cavaler de săbi, de la această maturizare, de la o gândire mult mai atentă a acțiunilor pe care sunteți dispuși să le faceți, a vorbelor pe care sunteți dispuși să le spuneți și a lucrurilor în care vreți să vă implicați. Oportunitatea aici vine de la 10-le de monede, lumea și doiul de bâte. Foarte interesant, 10-le de monede ne vorbește despre stabilitate financiară, despre stabilitate în sânul familiei, despre ajutor pe care puteți să-l primiți de la rude, de la prieteni, de la părinții voștri. S-ar putea aici să vă vină o moștenire, o parte dintre voi s-ar putea să vreți să vă cumpărați o casă. Toate aceste lucruri aici sunt foarte bine aspectate, dar trebuie să aveți grijă la felul în care comunicați, să fiți puțin mai strategici în comunicare. Aici cu lumea se finalizează un ciclu. Aveți parte de beneficiile unor lucruri începute în trecut și cu doiul de bâte o să puteți să începeți o nouă cale, o nouă carieră, o nouă colaborare, o nouă relație. Aici cu energia doiului de bâte o să fie vorba de ceva care vă entuziasmează. S-ar putea să fie vorba de o relație sau de un parteneriat început cu cineva din străinătate. S-ar putea să aveți ocazia să călătoriți în străinătate. În orice caz, aici sunt niște lucruri foarte frumoase pentru Scorpion pe luna aprilie. Dacă vă gândiți să începeți o afacere, parteneriatele cu membrii din familie sau un ajutor financiar de la cineva din familia voastră, aici sunt foarte binevenite. Dacă vă gândiți să începeți o relație, aici această relație va duce la întemeierea unei familii. O să vă aducă lumea la picioare, o să vă aducă în viața voastră tot ceea ce vă doriți și o să vă deschidă noi oportunități, noi portițe de dezvoltare pentru voi. Pentru scorpionii tineri care acum încep un ciclu de studii, sunteți pe direcția corectă, sunteți pe traiectoria cea mai benefică pentru viața voastră. Și atâta timp cât în luna aprilie reușiți puțin să vă controlați aceste impulsuri de a avea ultimul cuvânt, de a avea tot timpul dreptate, să mai lăsați puțin de la voi, învățați să negociați, să fiți mai diplomați și atunci o să aveți tot succesul pe care vi-l puteți imagina, o să aveți mai mult succes decât vă puteți imagina acum. Pentru o mică categorie dintre scorpioni, aici cu 10-le de monede, lumea și 2-ul de bâte, văd posibilitatea de a investi în proprietăți în străinătate sau de a vinde sau de a cumpăra un teren, o casă, o locuință de la sau către cineva din străinătate. Aici, în luna aprilie, ambiția voastră o să vă ducă foarte departe, pentru că acest cavaler de săbi care a ieșit aici ca primă carte, ca energie de fundal pentru oportunitățile lunii aprilie pentru voi, este un cavaler foarte ambițios, care își dorește foarte multe. Și văd că în luna aprilie o să puteți să luați deciziile corecte, astfel încât să vă urmați ambiția și în același timp să nu vă faceți inamici la tot pasul. O să fie o lună foarte benefică pentru scorpioni și aici cu mesajul de la îngerul vostru păzitor de a vă asculta vocea interioară, e clar că divinitatea vă ghidează și comunică cu voi direct, comunică direct prin intuiția voastră. Aici vedeți, îngerul este foarte aproape de voi și vă șoptește în ureche tot ceea ce trebuie să știți în această lună. Ascultați-vă intuiția și, bineînțeles, amintiți-vă să fiți recunoscători, să mulțumiți divinității pentru aceste daruri pe care vi le dă. Înainte să finalizăm etalarea, vreau să scot și niște mesaje suplimentare de la Astrozaruri pentru Scorpion, pentru luna aprilie. Mesajul este de Uranus în Taur, în casa 7. Ok.
exact unde este Uranus acum. Uranus este în Taur și pentru voi Taurul reprezintă casa a șaptea. Aici fiți foarte atenți, mai ales după data de 20 aprilie, când Soarele și Mercur intră în zodia Taurului, pentru că acolo o să avem parte de acele conjuncții uraniene. Mai întâi Uranus se întâlnește cu Mercur pe 24 aprilie, pe urmă se întâlnește cu Soarele pe 30 aprilie și la mijloc între aceste două evenimente care pentru voi activează casa a șaptea astrologică a parteneriatelor, are loc și faza de lună plină pe zodia voastră, pe Scorpion. Aici e foarte important să fiți pregătiți, să fiți pregătiți la oameni noi, neobișnuiți, la relații ciudate, excentrice, care e posibil să apară acum în viața voastră. Aici tot ce pot să vă spun este să reveniți la horoscopul lunii aprilie, la ce v-am spus pentru finalul lunii aprilie, pentru că aici pentru voi pe casa șaptea, pe parteneriatele voastre, o să apară în viața voastră niște oameni excentrici, neobișnuiți, niște relații ciudate, niște conexiuni foarte ciudate pe care Uranus o să le aducă în viața voastră, dar o să fie pentru binele vostru. Cu luna plină pe semnul vostru zodiacal, între cele două conjuncții uraniene, lucrurile o să iasă frumos pentru voi, o să iasă bine pentru voi. Nu pot să vă dau mai multe detalii, fiindcă Uranus este planeta neașteptatului, a răsturnărilor de situații. Tot ce pot să vă spun e că aici, în relațiile voastre parteneriale, așteptați-vă la neașteptat, la neprevăzut, la lucruri pe care nici măcar nu vi le puteți imagina acum. Sunt convinsă că la finalul lunii aprilie, Scorpionii o să rezoneze foarte mult cu expresia "viața bate filmul". Nimeni nu poate să-și imagineze ce o să aducă luna aprilie pentru voi. Nici cel mai creativ scriitor n-ar putea să pună pe hârtie evenimentele cu care voi o să vă confruntați în luna aprilie. Și e important cu Uranus aici să luați aceste lucruri așa foarte ușor și detașat, pentru că Uranus în esență este o planetă năstrușnică. Este o planetă care ne pune în față niște încercări cât mai neobișnuite și ieșite din comun, să vadă cum reacționăm. Și dacă reacționați frumos, ușor, detașat, o să treceți mai ușor peste această perioadă. Dacă în schimb vă crispați, vă încordați, atunci această perioadă uraniană o să fie mai dificilă pentru voi. Vă doresc tot succesul și tot binele din lume, o să fie o lună interesantă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în următoarele videouri. Pa, pa!